Colega noastră, Adina Anghelescu, un jurnalist senior, are în zona justiției, cum să spun eu, toată calificarea. Obține o declarație în exclusivitate de la Procurorul General al României. Citez. Situația aceasta de a da spre analiză Serviciului de Îndrumare și Control Verificarea acestui rechizitoriu nu este o premieră. Rechizitoriul a fost luat de la DIICOT și dat spre analiză acestui Serviciu de Îndrumare și Control. Spune Procurorul General, nu este o premieră. Au fost mai multe astfel de cazuri în care s-a procedat la fel. Acum, fiind vorba de o cauză de omor complexă, am desemnat să analizeze și un procuror de la Biroul de Criminalistică. Până joi, dosarul trebuie trimis în instanță. Dar, înainte de asta, eu aștept raportul în cursul zilei de mâine, cel târziu, miercuri, spune Procurorul General. Bun. Mama Luizei, veniți și spuneți că aveți îndoieli, că sunteți confuză cu privire la aceste declarații, corect? Confuză că Luiza, nu sunt confuză, confuză cu ce a declarat el, dar confuză nu sunt că a declarat că fiica mea trăiește. Ceea ce susțin de la început, că Luiza trăiește și nu a fost ucisă. Deci sunteți confuză în privința declarațiilor lui, dar dumneavoastră credeți în continuare că Luiza trăiește. Exact. Iar dumneavoastră nu aveți niciun fel de dubiu că Luiza trăiește și luați în calcul și aceste declarații, domnul Iordache, corect? Da, Luiza trăiește, dar suntem foarte supărați pe instituțiile statului, pentru că tot timpul, înțelegeți, nu și-au făcut datoria. Nu și-au făcut datoria. Pentru astea sunt plătiți, să-și facă datoria, sunt plătiți. Au delegații, au bani, au mașini, nu duc listă de nimic. Pentru ce în acest caz ne-au mințit? Și din potrivă, înțelegeți, suntem foarte... Sunt foarte dezamăgiți de asta. Am văzut și demonstrația la care au venit foarte mulți oameni la acel marș. O să vorbesc și despre asta. Alexandru Cumpănașu, familia Alexandrei, ce credeți în urma acestor declarații? Credeți că Dincă spune adevărul în cazul Luizei, nu spune adevărul în cazul Alexandrei? În primul rând, bună seara și, într-adevăr, au venit foarte mulți oameni la acest marș pe care l-am organizat împreună și nu Mihai pentru că empatizează doar cu cauza noastră, ci pentru că această țară e... Noi suntem niște sclavi ai unora, știi? Prin județe sunt sclavilor. Jumătate din cei 2000 erau din țară. De aici, din epicentru, lucrurile nu se văd în orașele mici, acolo unde sunt Dumnezei, cei care au fie funcții politice, fie în poliție, fie în procuratură. Ce am descoperit și aici? Am să răspund simplu. Eu n-am crezut nicio secundă. Știi bine că Dincă le-a omorât. Am spus de prima dată că nu este ucigașul Alexandrei, pentru că nu pot să-mi demonstrez și vreau să mă contrazică oricine, chiar și domnul procuror general. Și mie mi se pare bizară declarația, dacă este oficială și dacă nu este confirmată, eu sper să se mai gândească, pentru că are și dânsul copii. Dar... La ce se declarat... Ce nu e în regulă în declarația asta? Păi nu e în regulă în declarația asta pentru că spune că că trimite în instanță. Cum adică îl trimiți pentru nouă, ne spui public în comunicatul de presă de astăzi pe care l-am citit foarte bine? Și tu mi spui mie, cel care te citesc, urmează ca în urma analizei să decid ce urmează să fac și tu te antepronunți? Dacă ceea ce ați citit dumneavoastră acum este adevărat, dânsul se contrazice fie în prima, fie în a doua declarație. Eu cred că dânsul ar fi trebuit să aștepte raportul, care ar trebui să analizeze modul în care s-a făcut audierile, modul în care s-a făcut urmărirea penală, modul în care noi am propus martori și au fost refuzați și multe altele, domnule Gădea. Lucrurile acestea trebuie să analizate de acea comisie. Păi de ce o mai face? La final, comisia să vină cu un raport și dânsul să hotărască. Ori îl întoarce înapoi la parchet, ori îl trimite în instanță. Cum te antepronunți tu? Păi atunci de ce mai faci o comisie? De ce n-ai semnat ca primarul astăzi? De aceea, revenind la întrebarea noastră, declarația lui Gheorghe Dincă este fundamental. Nu, eu nu iau în derâdere. Mi se par glume proaste, ce a mai spus pe acolo, niște aiureli, probabil science fiction și beletristică. Dar, pe fond, schimbă total mersul acestei anchete. Eu nu știu cum cei de la DIICOT au mai avut tupeul să-l trimită la Procurorul General, să vrea să-l trimită în judecată. Pe care e principala probă a acestor oameni? Totuși, prin avocatul meu, au avut acces la tot dosarul. Omul a conspectat tot și mi-aducea... Am mii de pagini.
nu există alte mijloace de probă decât declarația lui Gheorghe Dincă, cum că le-a omorât și cum le-a omorât. După care, ceea ce o vrește pe Alexandra, mai este acel ADN din rămășițe ale unor dinți. Ba, nu există alte lucruri care să... niciun fel de rămășițe care să compună un corp uman. Avem expertiza doamnei Brooks, expert care lucrează cu FBI, care spune cât se poate declar. Nu există așa ceva, nu se poate. N-ai cum să arzi acolo un corp. Deci, nu vă supărați pe mine. Eu știți ce vreau să vă spun? La nivel de logică și nu de sentiment sau de emoție? Vreau să-mi demonstreze cineva, dincolo de poveștile astea juridice. Dar cum facem cu... Dar dacă pleacă, dar pe ce articol? Nu. Haideți să discutăm puțin logic și juridic, dacă vreți. Demonstrați-mi că este el vinovatul. Noi asta am cerut procurorilor ca familie, înțelegeți? Și în cazul Alexandrei ne-au servit acel ADN despre care v-am povestit, ne-au refuzat expertiza internațională. De ce, de ce domnul Gâdea? Păi dacă n-au nimic de ascuns ce e de la DICOT, dacă eu plătesc, am indicat, le-am dat și adresa, n-au vrut să ne dea nouă, ok, le-am dat adresa acelui laborator din Statele Unite ale Americii. Au refuzat până și asta. Iar domnul procuror general vine și spune, voi trimite până joi în instanță, dar aștept formal raportul comisiei. Eu sper ca domnul Licu sau doamna Anghelescu undeva să se fi încurcat în ce au scris. Vă spun sincer. A spus că e important, ar trebui să fie trimis dosarul până joi. Nu, a spus, mai citit toată domnul Grecu. Da, așa a spus că e important. Ce pare mie foarte important este că procurorul general interimar spune că serviciul de îndrumare și control este cel care supervizează. Acolo a fost Laura Codruța Chioveși și șefă după ce DNA-ul l-a schimbat. Cred că a zis ar trebui acolo, da? Adică e, nu știu dacă e o diferență substanțială, dar asta a spus. Nu. Acolo este evaluat, acolo este făcut acest raport pe dosarul Caracal înainte de a fi trimis și a mai spus că mai aduce și un criminalist sau ceva. Dar, repet, acest serviciu de îndrumare și control, un serviciu legal, desigur, înființat în pachetul general, este un serviciu care a fost condus de Laura Codruța Chioveși și până a plecat la Bruxelles lunile trecute. Nu, vreau să vă citesc exact ce spune oficial Ministerul Public. Păi n-am nicio legătură cu ce a spus domnul Licu acum. Vreau să vă citesc? Vă rog. Despre așa, Biroul de Informare și Alții Publice. În cursul zilei de, nu mă interesează. A transmis procurorului general, nu mă interesează, dar după aia, în vederea soluționării procurorului general al parchetului general, domnul Bogdan Dimitrie Licu a constituit un colectiv format din procurori din cadrul Serviciului de Informare de Îndrumare și Control și Secției de Urmărire Penală și Criminalistică, Biroul Criminalistică, care va examina actele de urmărire penală. Fraților, va examina actele de urmărire penală, nu formal, ca primarul să vadă dacă nu cumva îi dăm mai departe. Nu, o secundă. Așa. Efectuate în cauză și va întocmi un referat cu propuneri, referat care va sta la baza fundamentării deciziei procurorului general, nu la baza înaintării către instanță. În ce film jucăm? Domnul Licu să ne spună. S-a spățin. Deci domnul Licu, procurorul general primar, zice așa. Situația aceasta de a da spre analiză serviciului de îndrumare și control verificarea acestui rechizitoriu nu este o premieră. Au mai fost multe alte cazuri în care s-a procedat la fel. Acum, fiind vorba de o cauză de omor complexă, am desemnat să analizeze și un procuror de la Biroul de Criminalistică. Până joi, dosarul ar trebui trimis la instanță, dar înainte de asta eu aștept raportul în cursul zilei de mâine, cel târziu, miercuri. Deci mie mi se pare declarația corectă.